Cred că ați mai fost întrebat dacă pe Monica au deranjat-o anumite dezvăluiri din cărțile pe care le-ați făcut. Am văzut acolo că la un moment dat Ana Lescu tot încerca să vă atenționeze că Monica e cam rea. Știți că avea oricum această titulatură de Scorpia de la Izvorani dată de presă. Și dumneavoastră recunoașteți că mai avea niște accese din astea de răutate. Da. A deranjat-o pe Monica? Ați făcut... Nu mi-a spus-o niciodată. Dacă ar fi deranjat-o, eu cred că la nivelul sincerității care există între noi, n-ar fi fost nicio problemă să-mi spun. Dar nu mi-a spus-o. Eu sunt bucuros că nici pe Irina n-au deranjat-o. Da. Și în legătură cu Irina sunt convins că și ea mi-ar fi spus dacă... Dar fi reproșat dacă era ceva, da. Eu am avut grijă, în fine, ca să fiu corect, să le trimit eu însumi cărțile, nu să le găsească după piață sau mai știu eu ce alte comentarii s-ar fi putut isca din lecturarea lor, și să le trimit eu însumi respectivele cărți, mai ales că cea de-a treia, în ultima, am scris multe lucruri privitoare și la Irina. Mă rog, nu prea îi place acest lucru, dar... Da, e firesc. Bine, oricum ea, practic, a crescut într-un mediu în care, na, a crescut cu presa la ușă, vorba aia, o perioadă. Din păcate, da. Da. Irina. Din păcate, ca o consecință a tot ce s-a întâmplat, așa este. Deci ar trebui să fie destul de... învățată cu, da. Destul de vitează, învățată cu... Partea ta. Bine, acum în America, acolo este altceva. Numai aici, în România, să fie așa recunoscută, făcându-se legătura. Și acolo. Și acolo e. Sunt multe chestii care se întâmplă. Adică, la ce vă referiți? Păi, uite, la început a fost pandemia. Da. După ce asta e intuiția mea, dar s-ar putea să dezbați acest lucru cu Madeline, așa, care are un invitat, mie îmi place așa, am văzut mai multe emisiuni, mă refer la domnul Străinu. Așa, da. Cred că următoarea chestie după pandemie care ne paște e întâlnirea cu extraterestri. Da. Da. Și care să ridice... anumite temeri, exact. Care atunci când efectul lor mentalul oamenilor e de frică. De frică, corect, pentru că în primul rând e necunoscutul. Da. Și asta e cea mai... Și am observat eu că e o recrudescență a știrilor despre aceste întâlniri cu extraterestri, exact. Și să vedem în ce se va materializa acest lucru. Voiam să vă întreb așa rapid despre femeile, să zic, importante din viața dumneavoastră. Mai întâi ați avut o relație cu Romanița Iovan, am vorbit despre ea, ați rămas, da, în relații bune. Să știți că toate femeile au fost importante. Toate. Eu ziceam de relația asta mai de lungă durată, că așa, dacă vă întreb, ați făcut un calcul cu câte femei v-ați iubit? Niciodată. Știți că acum... Mai sunt domni care fac astfel de calcul. Ilie Năstase a zis 2000. Țină minte, dar mă rog. Poate și trec acolo. Am observat și niște cifre, traducând din franceză, că... direct faraminoase, dacă pot să spun așa ceva. Eu cred că noastră ați început să le numărați și la un moment dat v-ați pierdut nu. Șirul. Cred că asta e problema și nu mai puteți De numărat niciodată nu le-am numărat, dar am făcut unele aproximații în... mintea mea, bazându-se pe scurgerea timpului și pe anumite statistici. Așa, și ați făcut un calcul. Frecvenței, da. Anii mulțit cu nu știu câte, ziceți așa un număr. S-ar putea termina ca și la respectivii domni. 3-0-uri. Păi da, dar știți că e important. Ori 1000, ori... Mi se pare că nu e deloc un aspect important. Și eu niciodată n-am pus accentul pe cantitate, ci eu îmi place să cred că pe calitate. V-a deranjat foarte mult că presa atunci spunea că Monica e minoră și nu a fost așa. Da. Ați evocat acest aspect în carte și că n-ați putut să scăpați de chestia asta niciodată. Nu
De ce? Da, pentru că era în ultimul an de liceu, toată lumea zicea că e minoră, dar ea nu era. Însă Analescu era. Da, corect. Era și ucraineancă, sunt mai multe adevărul de spus. Da, era minorată adică atât de mică. Da, da. Este ucraineancă, da. Era minoră, asta e, asta a fost. Domnul Columbeanu, dumneavoastră n-ați putea să aveți o relație cu o femeie apropiată de vârsta dumneavoastră? Da, nu știu. Ați încercat? Nu am încercat, fiindcă niciodată vârsta nu a jucat vreun rol în mintea mea. Dar de ce? Atunci când viața mă aduce, ca să zic așa, să comunic cu o doamnă sau cu pentru o că și acum, în ultimii ani, tot ați avut niște încercări de relații, tot cu fete mai tine. Încercări au fost și sunt și vor fi multe, da? O încercare cu o doamnă așa, apropiată de vârsta dumneavoastră, nu vă trece prin gând. Dacă eu nu mă uit la chestia asta, ba, câteodată mă uit. Întreb, sincer să fiu, și de formă, de multe ori, ca să nu par așa prea monopolar, da? Tot timpul ați fost atras de femei... Da, mai tineri. Da, da. Asta e adevărul, până la urmă asta, dacă cine așa v-a plăcut. În trecutul meu ce aș putea descoperi dacă aș putea să îl investighez, da? Din păcate nu se poate. Vreau să mă întreb... Ceva trebuie să fie... De s-a întâmplat așa. Da, da. Era Monica... Uite, da. Recent am purtat niște discuții, în fine. Așa. Cu o domnișoară care mi s-a părut drăguță și m-am uitat la pozele ei, era un fel de pseudo-idilă din asta pe Instagram. Și uitându-mă la poze, mi s-a părut ok domnișoara respectivă. Și vorbeați cu ea pe Instagram, da? Da. Dar imediat mi-au sunat în cap ce ne tot bombarda presa cu frații Tate și da. Cu cum au fost acuzați, că așa. Și v-ați retras? Și atunci, nu, stați un pic ca să înțelegeți. Și atunci zic, ia să-i să o întreb eu câți ani are, ca să am negru pe alb, cum se zice. Da, corect, dovadă. Cu toate că e alb pe negru. Da. Dacă e sub 18 ani, mă rog, mi-ar fi spus, nu cred că avea interes să mintă, și dacă era peste... Câți ani avea? Culme. Mie mi se pare mult, dar mă rog, acum sper să nu fiu așa. Blamat. 31 mi-a zis. 31. Dar a pus și un semnul exclamării după 31. De unde mi-am dat seama că și ei se părea destul de mult. Da, măcar dacă era sub 30, poate intra... In my 31, okay. Mi-a scris. Ok. Deci era ok. Și mai sunteți într-o relație asta, o idilă cu ea? Nu. Păi de ce s-a încheiat? Care 31 și n-are mai puțin? Nu, mi-a solicitat ea să facă anumite lucruri care mi-au ridicat problema, dar de ce... Deci a început să vă ceară bani. Nu. Da. Au zis, apropo de bani, cum e situația noastră financiară acum? Ce venituri aveți? Catastrofal. Da. Nu am venituri și nu am nici pensie. Păi asta vreau să zic, o pensie nu aveți? Nu. Nu, fiindcă cartea de muncă a ars odată cu casa atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu incendiul respectiv. Nu cred așa ceva. Și numai, dacă fizic nu mai ai, nu mai poți găsi de pe undeva? Există o doamnă care mi-a promis că mă ajută și e în curs de a mă ajuta, care mi-a spus că aceste cărți de muncă ar fi trebuit în mod normal să fie scanate, lucru care depinde de perioada când
Am înțeles. E complicat, dar poate o scoateți la cap. E complicat. Sper mai avem 10 minute și de asta sunt un pic grăbită. Și practic, acum, din ce trăiți? Adică, stați cu chirie? Cine vă plătește chiria? Cel de sus mă ajută să mi se întâmple lucruri care să mă ajute să trec anumite hopuri. Pe cine vă plătește chirie? Anumiți prieteni care au mai rămas totuși pe lângă dumneavoastră? Sau? Mai sunt și din aceștia. Dar puțin, e clar. Am spus că mai sunt. Avem două cutii aici. Și alte mici stipendii. Am înțeles. Avem două cutii aici. Asta e cutia banilor și cutia sufletului. Da, interesant. Să știți că n-am bani aici. Cutia. Deci cutia banilor, cea aurie și cea roșie, cutia sufletului. Și avem câte o întrebare în fiecare. Ok. O să vă invit să asta le deschideți. Asta e cum e cu răvașele chinezești. Da, da, exact, în plăcintă, da? Da. O să vă invit să le deschideți pe rând. Da. Să citiți întrebarea și să răspundeți aia. Cu ce începeți? Cu banii sau cu suflet? Păi vorbeam de bani, adineori. Haideți, începeți cu banii. Așa. Dacă vreți, puteți să toateți mărinte da. Noastră, să fie vorbim. Deci să trag un bilețel de aici. E unul singur, da, așa, deschideți. Au mai fost cazuri în care mâncam piper, nu mai știu, sosuri de-astea super iuți. Picante, da, picante, asta e la da? Cătălin Măruță. Mă rog. da. La Cătălin Măruță cu sosurile picante. Aici da. Aveți o întrebare în cutia aurie, o întrebare... Păi cum să fac ca să o desfaceți? O citesc sau o arăt da. La cameră? Puteți să o citiți mai întâi. Să o și citiți mai întâi. Deci, câți bani cheltuiți lunar? Da, și arătați-o și la cameră ca să fie telespectatorii așa, nu? Așa, da. E perfect. Da, e bine, s-a văzut. Da. Ok. Și acum aștept un răspuns de la dumneavoastră. Stai, se vede și că n-am unghiile tăiate, dacă nu sunt atent. A, ziceți că n-aveți unghiile tăiate. Așa simt eu. Da. Da. Câți bani cheltuiți pe lună? Că acum cred că... Câți cheltui sau câți... Nu. Câți cheltuiți, câți da. Cheltui, da. Mă, câteva mii de lei, dar... V-ați făcut calculul așa, un buget lunar strict, fix, având în vedere... Calculele de când am observat eu că într-un fel sau altul Dumnezeu mă ajută să nu trebuiască să știu exact cât, ca să-mi planific. Lăsați foaia jos. Planificările, da. Înainte nu cred că știați... Te deprimă și... Da. Înainte nu cred că știați cât costă o pâine, cât costă fructele, legumele, astea, că nu faceți noastră cumpărăturile. Nu. Acum cine vă face cumpărăturile? Vă dau un șervețel. Mulțumesc, scuze. Nu e nicio problemă. Din păcate, nu mi le face nicio doamnă peste... Știu care o fi limita inferioară de vârstă. De vârstă. Stați ca să mă întreb și eu. Așa. Care o fi vârsta asta inferioară care să fie considerată că nu e... Nu e ceva ieșit din comun? Nu e ceva ieșit din comun. Vedeți? Aceasta, la această întrebare nu poate să răspunde nimeni. Legal, de la 18 ani în sus. Uite, Irina s-a supărat când... Mă rog. Da. Ce v-am povestit eu mai devreme. Da. Deci vă faceți noastră cumpărăturile. Da. Și acum știți cât costă un iaurt, cât costă o pâine, comparați, faceți comparații mă de prețuri. Mă puteți și încerca. Păi pot să vă încerc, dar vedeți că sunt mai multe prețuri. O pâine poate să coste și 2 lei, poate să coste și 20. Da, am observat că destul de continuă. Da. Să vedeți după ce vin vine criza extraterestri. Ce o să scadă. Zic eu că o să scadă, da, mă rog. Am înțeles. Deci câteva mii de lei pe lună care vă acoperă ce? Vă mai cumpărați haine? Erați un mare amator. Nu. Da, știu. Așa, aveți dreptate. Din păcate și hainele care mi se păreau mie mai mișto așa, au ars. Au ars. Da. Deci știu. Ați reușit câteva haine să luați, da? Am reușit să iau câteva. Miroseau ele a fum, dar... Le-ați spălat? Le-ați... Nu, le-am dat la curățătorie. Mai fac rost de niște bani și pentru curățătorie. Păi, asta zic că e scumpă curățătorie. Am observat, credeți că n-am observat. Uite așa ajunge omul să le observe pe toate. Lucruri la care odată nici nu vă gândeați. Trecerea prin viață.
practic, chiria, mâncarea, întreținerea, cam astea sunt cheltuielile. Transportul. Transportul. Aveți o mașină? Nu. Nu aveți? Nu. Aveți la un moment dat? Știu, știu. Una de care a râs toată lumea. Toată presa. Da. Vă dați seama de la Rolls-Royce, Bentley și așa mai departe? E o distanță mare, dar dacă nu te ia amețeala la distanțe mari, nu, e ceva suportabil. Dar sunteți incredibili. Deci mie îmi place și umorul cu care tratați cumva situația în care sunteți. Da. Că majoritatea oamenilor, când suferă o cădere atât de mare, o iau razna și nu se mai ridică. Știu, păi printr-o experiență similară am trecut la editură, să știți, când am stat de vorbă cu domnii de acolo, un domn așa mai colțos zice, păi domnul Culomeanu, da, de ce considerați dumneavoastră că cineva ar fi interesat să vă citească carte? Așa. Și tot cu aceeași atitudinea mea de sinceritate zic, domnul, nu mai țin minte cum îl cheam. Ok, nu așa contează. Că mai avem 3 minute. Da. Foarte simplu, fiindcă s-ar putea să fie interesat cum face cineva să ajungă să nu se sinucidă după atâtea o cădere eșecuri. Atât de, da, un eșec atât de mare. Nu, eu nu le consider eșecuri, dar... Sunt niște lecții, probabil. Nu mai avem minute. Mai avem această cutie să o deschidem. Ah, da. Cutia sufletului, vă rog. A sufletului, corect. Da. Mie îmi place că e roșie. Roșie. Așa. Dar... A, sunt mai multe. Nu, era una singură, dar e împăturită. Era unul singur, dar... E împăturită. Păi da, dar atunci înseamnă că m-a spăcălit. De ce? Dacă e una singură. Păi nu, deschideți-o. Da, imediat. Deschideți-o. Nu m-a spăcălit. Nu. Să-ți. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă ajut. Dar e ok. Care au fost, nu, care ar fi top 3 al celor mai mari greșeli, da, pe care le-ați făcut? Păi, primul ar fi columbeanitul, da, așa este falimentului, da, respectiv. Aceea v-a adus falimentul, practic. Da. Așa? Și în viața personală? A doua, când am candidat la primăria capitalei. Păi și acolo... Aia s-a combinat cu prima și a rezultat ceva... Catastrofă. Dinamită. Da. Și a treia, din plan personal... Și a treia, personal... să trebuie să fie trei. Și din plan personal ceva? În plan personal, nu, n-am nimic. Deci nu e pe planul ăsta afacerilor. Da. Și a treia, dacă vă mai gândiți așa... Ați fi schimbat, nu v-ați fi aruncat în jacuzzi? Și aia a fost o greșeală, da. Dar, la modul cum v-am explicat că s-a întâmplat, a fost o greșeală care cineva poate să-și o ierte lui însuși, zic eu. Dar dacă nu v-ați fi aruncat atunci în jacuzzi și nu ar mai fi fost momente de genul, credeți că ați fi fost și astăzi cu Monica împreună? Da. Deci ea pur și simplu s-a simțit rădată și asta a fost, da, motivul pentru care a pus piciorul. Orice femeie e, corect, deranjată de... Ce știți că mai sunt femei care n-au nicio treabă că bărbații lor merg și cu alte femei. Atâta timp cât vin acasă, știu, și le asigură un confort financiar și o stabilitate, n-au nicio problemă. Da, știu. Dar că Monica nu făcea parte din acea categorie. Nu. Asta a fost. Da. Ce dorințe mai aveți, domnul Cunda? Care e cea mai arzătoare dorință în acest moment? Mai mare dorința mea este să nu-mi treacă acest antidepresiv. Da, că sunteți cu moralul sus totuși. Sorb cu nesaț în fiecare zi, de când mă trezesc de dimineață. Cam asta. Mai sperați cumva să vă reveniți din punct de vedere financiar? Da. Nu vă dați bătut. Vă gândiți să faceți, nu, ceva, să reușiți să ieșiți din situația asta? Da, mă gândesc să fac ceva nefăcând nimic, deoarece eu cred în faptul că Dumnezeu îți aruncă în calea vieții exact ceea ce meriți. Oricum am o părere destul de bună despre mine și despre toată activitatea mea de până acum, cred că se va întâmpla acest lucru. Și acum trebuie să încheiem și vreau să vă întreb cu sănătatea cum stați. Bine. Bine, ați avut o problemă, v-ați revenit?
Am avut o problemă și eu cred că mi-am revenit din ea. Dar să nu uităm că pandemia pândește. Așa. Ca și extraterestre și, mă rog, și tot orice felul alte chestii probleme vor surveni. Mulțumesc mult de tot pentru acest interviu. Și eu vă mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere și cu siguranță telespectatorii au multe de învățat din experiențele noastre și sper să ne mai întâlnim, pentru că vă dați seama, n-am epuizat decât foarte puțin. Cine învață, sper să și aplice. Asta e important, că știi cum e. Una e să auzi despre cineva și alta e trebuie să și treci și tu ca să se întipărească foarte bine. Bă, nu-i doresc nimănui acest lucru, dar... Păi de aceea e mai bine să înveți din greșelile altora. Da, corect. Sau din cărți. Sau din cărți, că uitați, ați expus totul aici, așa că cei care vor pot să-și cumpere cărțile, sunt foarte bine scrise, sincer. M-au acaparat, da? M-am dus că am stat până dimineață și am citit. Vă mulțumesc mult de tot, dragii mei, vă mulțumesc și vouă, ne revedem data viitoare.